Lumea artei de Neluța Stăicuț Am intrat în lumea artei pe o scară la subsol. Fiindcă nu am fost atentă, am căzut și m-am lovit. Nu conta că-i rup piciorul, orgoliul meu era rănit. Cum să intri în lumea artei atât de spectaculos? Credeam că lumea asta este frumoasă ca și arta. Însă, am fost dezamăgită când am văzut că e hidoasă. Orgolii multe și pretenții, multă ură și chiar bârfă, toți se calcă în picioare ca să ajungă mai în frunte. Nu știu cum devine asta. Își zâmbesc, se gratulează, mimează că se iubesc. Însă totul-i mascaradă. Toți îi critică pe toți parcă nimeni nu e bun. Când privesc ei un tablou, pot să crezi că sunt nebuni. Privesc foarte aferați, dându și aer de experți. Nici nu văd care-i tablou, însă ei îl critică. Ba, că tușa nu e bună, ba, culoarea e prea tare, poate fi o capodoperă. Pentru ei e tot o schiță. Eu consider și o spun. Privindu-i pe toți în față. Fraților, opriți-vă! Nu e calea cea mai bună! Toți aveți talent cu carul. În loc să stați și să creați, voi stați să-i judecați pe alții, strigându-vă imaginea? Sunt atât de puțini oameni care au curaj să facă un tablou sau o sculptură, o goașă sau un creion. Este loc în lumea asta pentru toți și pentru toate. De ce vă îmbrânceți așa? De ce dați mereu din coate? Priviți-vă cu drag, colegul, și a sa lucrare cu iubire. Vedeți ce minunat vă e? nu mai priviți cu atâta ură. Încurajați-l, chiar de slab. În viitor, va învăța cum să picteze sau sculpteze, cum să creeze o frumusețe. Adu-ți aminte și de tine când ai făcut prima lucrare. Sigur n-a fost o capodoperă, însă era o mare realizare și a fost acolo cineva care a crezut sincer în tine. Te-a sfătuit și îndrumat cum să faci o lucrare mai bună. Păi și tu, la fel cu alții, încurajează-i și îndrumă-i cândva să-și aducă aminte de un om cu inimă care a crezut în el, nu l-a lăsat să se oprească. Iar astăzi, iată că și el este cel ce încurajează. Cu cât vom fi mai mulți aceia care vom crea frumosul, urâtul, va dispărea, iar bunătatea îi ia locul. Să fie lumea asta mare, plină de lucrări frumoase, să le vedem peste tot și să uităm de chin și ură. Ok, îmi asum critica colegilor mei, însă, din păcate, nu voi intra vreodată în clubul ipocriților, doar ca să mă placă lumea. Cei care o să mă placă vor fi cei de calitate. De ceilalți nu am nevoie în a mea viață frumoasă. Vă iubesc, dragilor!